Și ne-am pregătit pentru ceea ce înseamnă nou challenge al Mării Negre, forajul de mare adâncime. Avem în dotare, am făcut investiții, avem în dotare o semisumersibilă de foraj pe care am cumpărat-o de la Transocean. Avem și a doua semisumersibilă care... Semisumersibilă ce înseamnă? Un submarin? Nu, sunt nave flutitoare. Da. Mi-aduc aminte pe vremuri când era un domn care spunea că în România a venit o navă care s-a rupt în trei și una a plutit, două nu l-a mai plutit, înțelegi? Când aveam eu o problemă să discuta cu cine plutește, cine nu plutește navele de foraj. Semisumersibilă, o navă care plutește și poate să foreze cu poziționare dinamică, deci în sistemul ăla de trastere, care poate stea la punct fix sau poate să fie în ancore. Avem o semisumersibilă de generația 6 care poate fora atât în ancore, cât și când ancore forează până la adâncimi de 400 de metri, peste 400 de metri, se forează cu regim de Dynamic Position DP. 2. Avem a doua semisumersibilă care vine DP3 cu poziționare dinamică de tip 3, generația 6+, și așteptăm să găsim lucrările. Am încercat să intrăm în Bulgaria, total au suspendat lucrările datorită situației din Ucraina, înțeleg că se repun pe tapet la anul. E blocul 30 care s-a întârziat lucrările, unde este asociat Lukoilul cu Romgazul, care urmează foreze când în situația de față vom vedea. Și Neptun Deep-ul long delay, sperăm să înceapă. Să nu ne uităm că, decât la vecinii noștri turci, care în domeniul forajului aveau experiență, să nu spun limitată, dacă nu chiar aproape de zero, și care s-au apucat la indicațiile președintelui Erdogan și au cumpărat 4 nave de foraj, nu 3, 4 nave de foraj, 3 sunt în Marea Neagră, cu nave de seismică, cu tot ce înseamnă servicii, și să apăză cam în tutună. Cu o fi gaze, cu nu fi gaze acolo, e clar că undeva în 4 ani de zile Turcia ne-a arătat un spectacol în care a furat și își pune în exploatare un zăcământ. 4 ani. Da. Deci dacă se vrea, este un exemplu, da? Când veți scoate primii metri cub de gaz din Marea Neagră? Metri cub de gaze din Marea Neagră nu-i scut eu. E scos Petromul și se scot gaze acum de la Petrom. Nu uitați că noi suntem și operatorul de la Petrom Asset-ul 10. Deci funcționează astăzi, se pompează gaze. Deci dumneavoastră faceți serviciile pentru Petrom. Pentru Petrom suntem, avem contractul, da, de servicii integrate. Noi spunem operare și mentenanță pentru Petrom. Pe petrol și pe gaze, pe țisei și pe gaze pentru Petrom. Și atât pe mare cât și pe uscat, deci și partea de stație de tratare de la Midia. Și al doilea contract care începem, suntem în fază finală de punere în exploatare, de punere în sistema gazelor, este Black Sea Oil and Gas. Care o să scoată gaz. Care o să înceapă să pompeze. Gazele sunt venite în flanșe la stația de tratare de la Vadu, deci gazele există în flanșe, de la primele sonde, urmează să apere celelalte sonde undeva spre sfârșitul lunii, în mijlocul lunii iulie, toate sondele din programate sunt forate, deci practic ar trebui să intre în producție din luna iunie spre iulie BCOG-ul complet cu toate sondele, dar noi vedem undeva primele probe de producție și a intrarea în sistemul național undeva spre sfârșitul lunii aprilie.